acum a venit momentul mult așteptat, acela de a-mi personaliza propriul parfum. Cu ce trebuie să încep? Trebuie să-ți spun esențele care mă atrag, esențele care îmi plac? Fiecare avem un anume mod de a ne manifesta, suntem influențați de locul nașterii, de anumite mirosuri din copilărie mai ales și de anumite aspecte emoționale, dar și aspiraționale. Facem o selecție a esențelor care tu consideri că îți plac și de-a lungul timpului le-ai mirosit sau le-ai regăsit în anumite. Un parfum poate avea foarte multe valențe și foarte multe esențe în spate despre care nu știm cum miros individual. Și desigur trebuie să facem o confruntare, pentru că de multe ori esențele în diluție, așa cum sunt ele, nu au același miros cu ingredientele și cu plantele pe care tu le știi din natură. Eu consider așa, mă atrag notele lemnoase, îmi place foarte tare mirosul de vanilie. Și cred că și tabac. Începem cu notele de vârf, să spunem așa. O să avem iasomie tuberoze, da? Ce urmează? Santal, tămâie, scorțișoară, iasomie tuberoze am pus, tabacul l-am pus, vanilia, da? Și santalul acum. Santalul este și în America de Sud, dar în general în Asia mai mult. Tămâia este o notă orientală, scorțișoara și în general cam toate mirodeniile. Să vezi că pe măsură ce se face diluția, anumite note se deschid și anumite note se stompează. Îmi spuneai mai devreme că ne putem calcula pH-ul. Cum îl pot calcula? Avem aici un test pe care l-am făcut și cu tine. Se pune testul în salivă, se lasă un pic și în funcție de coloratura pe care o capătă hârtia de test, știm dacă avem un pH alcalin sau unul acid. În sfârșit am pregătit amestecul, este gata poțiunea magică și acum ce urmează? Urmează să pregătim parfumul, nu? Îl punem în recipient. Ideea e că acum trebuie să lăsăm să se așeze toate aceste esențe undeva la 12 zile, nu? Da, da, ca să se alchimizeze ele între ele și să nu se mai simtă, eu știu, miros de alcool, să se dilueze rășinile, să se deschidă florile și să capete acel je ne sais quoi de la toate condimentele astea care le-am pus noi aici.